Okay, we have one last session this evening. Avem ultima sesiune din această seară. And this will be about suffering. Această sesiune va fi despre suferință. Why is this happening to me? De ce mi se întâmplă mie acest lucru? With the subtitle Lessons from the Book of Job. Cu un subtitlu Lecții din cartea lui Iov. So we will do an overview studies of the book of Job. Vom face așa o trecere pe deasupra ceea ce înseamnă cartea lui Iov. It could be a very long evening because it's 42 chapters. Ar putea fi o seară destul de lungă pentru că are vreo 42 de capitole. But we are not going to study every single chapter. Dar nu vom studia fiecare capitol. Before we get started, let's pray together. Înainte să începem, haideți să ne rugăm. Lord, I thank you for the immense privilege we have of gathering as your people. Doamne, îți mulțumesc pentru imensul privilegiu pe care îl avem să ne adunăm ca oamenii ai tăi. We thank you that you have spoken to us. Mulțumim că ne-ai vorbit. We thank you that you have given us your word. Și mulțumim că ne dai cuvântul tău. Lord, I pray now that you will help us to understand your word and apply it to our lives. Doamne, te rog așa de mult să ne ajut să înțelegem cuvântul nostru și să-l aplicăm vieților noastre. We thank you for the book of Job. Mulțumim pentru cartea lui Iov. And we pray that you with your Holy Spirit will guide us this evening. Și ne rugăm ca tu prin Duhul tău cel sfânt să ne călăuzești în această seară. In the name of Jesus. În numele Domnului Iisus. Amin. So suffering is a subject that every individual human being have to deal with. Suferința este o temă, un subiect cu care fiecare ființă umană s-a confruntat. And it's extra intense for the Christian. Și este și mai intensă pentru credincioși. Who believes in a creator God who says he loves us? Pentru creștinul care crede într-un Dumnezeu creator, Dumnezeu care spune că ne iubește. Who has all power? Care are toată puterea. And still allows so much suffering to happen. Și care totuși îngăduie așa de multă suferință să pătrundă în lume. When dealing with a question like God and suffering, când ne frământăm cu această întrebare, preocupare despre Dumnezeu și suferință, it can be good to remind oneself of the difference between answers and perspectives. Este bine să ne aducem aminte de diferența dintre răspunsuri și perspective. On some questions we can have an exact answer. La unele întrebări putem să avem un răspuns direct. How many euros do I have in my wallet? Câți bani am în portmoneul meu? You could have an exact answer to that question. Poți să ai un răspuns exact la această întrebare. And the answer is zero euros. Câți euro am? Și răspunsul este zero. On other questions we cannot have that kind of exact answer. La alte întrebări nu putem avea un răspuns atât de exact. But we can still have perspective on an issue. Dar putem să avem perspective asupra acelui subiect. I don't think the Christian faith gives us an answer to all aspects of suffering. Nu cred că avem un răspuns asupra tot ceea ce înseamnă suferința. It does not. Nu avem un astfel de răspuns. But we are given perspectives to think about suffering. Ci mai degrabă avem perspective care să ne pună gândirea în mișcare. And that takes us to the book of Job. Și lucrul acesta ne duce în cartea lui Iov. It looks like a very old book in the Old Testament. Pare o carte foarte veche și este o carte foarte veche în Vechiul Testament. It's about a man who lives in the country Uz. He is a Gentile. Este vorba despre un om care locuiește într-o țară numită Uz. And yet he is fighting with the God of Israel. Și are această dispută cu Dumnezeul lui Israel. How should we think about the story itself? Cum ne putem gândi la narațiunea însăși? Is it a retelling of historical events? Este o povestire a evenimentelor istorice?
Or is it a great literary work, a drama, a play? Sau este o piesă literară măreață? The Bible seems to view Job as a historical person. Biblia îl prezintă pe Iov ca o persoană istorică. He's mentioned together with Noah and Daniel in other places. Este menționat alături de Noe și de Daniel în alte locuri. So it seems to be history. Avem parte deci de istorie. At the same time, all the dialogues between Job and the friends. În același timp, toate aceste dialoguri dintre Iov și prietenii săi. They look quite a lot like like a written drama. Seamănă foarte mult cu un dialog pe care îl găsești într-o astfel de piesă de dramaturgie. So one way of thinking of the book is that it is based on a true story. Un mod de a privi lucrurile este că este bazată pe o poveste reală. There has actually been a man, Job, who was confronted with this horrible suffering. Și a fost un om numit Iov care s-a confruntat cu o suferință cumplită. And he had friends around him who tried to help him to deal with it. Și a avut prieteni în jurul lui care au încercat să-l ajute să o depășească. And yet this historical event is used theologically to present a message. Și acest adevăr istoric este folosit într-un mod teologic, acest eveniment într-un mod teologic ca să ne ajute să înțelegem un mesaj. A little bit like Shakespeare used real kings and real events for his plays. Felul în care Shakespeare folosea regi adevărați și evenimente adevărate pentru ceea ce a scris. Anyhow, let's look at the book itself. Haideți să ne uităm la cartea însăși. It has an easy structure. Are o structură ușoară. Huge disaster happens to Job. Un dezastru cumplit se întâmplă lui Iov. And as a human being, he laments. Why? Și ca ființă umană, el se lamentează și strigă de ce? 5 times he screams to heaven. Why? De 5 ori strigă către cer. De ce? And then you have this long dialogue part. Și mai apoi avem lungi părți de dialog. 3 acts with the different friends, Eliphaz, Bildad and Sofar. 3 părți unde îl avem pe Eliphaz, pe Bildad și pe Sofar. And Job answers. Și Iov răspunde. And then there is a wisdom poem. Mai apoi avem o parte de înțelepciune. A new guy emerge, Elihu. Avem pe Elihu care apare. And then God intervenes. Și intervenția lui Dumnezeu. And then you have an epilogue that where God, Job is restored. Și avem un epilog, un moment în care Iov este restaurat. This is not a book for you who dislike speeches. Nu este o carte pentru cei care nu le plac discursurile. There is a total of 24 different speeches in the book. Tocmai pentru că ea cuprinde 24 de discursuri. All of them dealing with why suffering. Toate tratând aceeași temă, de ce suferința? The whole book is a huge challenge for us as Bible readers. Toată cartea este o provocare majoră pentru cei care sunt cititori ai Scripturii. Because quite a lot of those speeches have false theology. Pentru că multe dintre aceste discursuri conțin părți de teologie falsă. You can absolutely not just open Job's book and quote somewhere there. Nu poți deschide cartea Iov așa undeva la întâmplare și să afirmi ceea ce este acolo. Because God in the end of the book, God says this. Pentru că Dumnezeu la finalul cărții spune următoarele. And he talks to Eliphaz. Și vorbește lui Eliphaz. And God says, I'm angry with you and with your two friends. You have not spoken the truth about me. As my servant Job. Și spune, sunt
mânios, nu ați vorbit adevărul, nu ați vorbit despre mine la fel de adevărat cum a vorbit Iov. So God's evaluation of a number of speeches is they are not true. Evaluarea făcută de Dumnezeu acestor discursuri a prietenilor lui Iov are ca și concluzie nu sunt adevărate. So therefore we need to read the book carefully. Așa că citirea cărții trebuie să fie într-un mod atent. It begins like this. Începe în felul următor. In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. And then we are introduced to this marvelous man. Și mai apoi ni se prezintă acest om minunat. He was the greatest man among all the people of the East, verse 3. Era omul cel mai cu vază dintre toți locuitorii răsăritului. And then he lost everything. Și mai apoi a pierdut totul. He lost his wealth. Și a pierdut averea. All his oxen and sheep and camels and donkeys. Oile, boi, cămilele, măgarii. Thousands of animals killed. Mii de animale au fost omorâte. All his servants were killed. Toți slujitorii săi au fost omorâți. His 10 children were killed. Chiar și cei 10 copii ai săi au fost omorâți. 7 sons and 3 daughters. 7 fii și 3 fiice. He lost his health. Și-a pierdut sănătatea. He lost his appearance. Și-a pierdut aspectul, felul în care arăta fizic. Everything was taken away from him except his life. Totul i-a fost luat cu excepția vieții sale. It's a horrible situation. E o situație teribilă. And still Job is not blaming God. Și totuși, cu toate acestea, Iov nu îl învinovățește pe Dumnezeu. His wife, which is also one thing that was spared, he still has his wife. Soția lui, una dintre cele care a fost cruțate, totuși încă are soția. But she is not of much help. Dar în acest moment nu e de foarte mare ajutor. She has one comment in the whole book and then disappears. Are un singur comentariu, o singură replică în toată cartea și mai apoi nu mai găsim. And it's a horrible comment. Și este un comentariu teribil. Are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Încă ți la neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. But Job does not do that. Iov însă nu face lucrul ăsta. He says God gives and God takes away. Spune blessed are the name of the Lord. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. But then some time goes and the suffering comes more and more close to his own heart. Trece însă ceva timp și suferința este tot mai aproape de inima sa. And some of his friends are coming to comfort him. O parte din prietenii săi vin să-l mângâie. And we are drawn into a situation with extreme human suffering. Și suntem atrași cumva în această situație cu o încărcătură extremă de suferință umană. It's both moral evil that has happened. Este în același timp un rău moral care s-a întâmplat. Because it was evil people that attacked. Pentru că a fost vorba de oameni răi care au atacat și au cauzat acest dezastru. But it was also natural evil. Dar a fost și un rău natural. Natural disasters pentru că a fost vorba de un dezastru natural care i-a luat copiii. So evil from all sides have caused this suffering. Răul din toate părțile i-au cauzat această suferință. And then they start to discuss how to understand this. Și mai apoi au început să discute cum să înțeleagă ceea ce se întâmplă. It's Job and his three friends. Este Iov și sunt cei trei prieteni. An American theologian named John Walton, he has written very helpful about this. Un teolog american, John Walton, a scris destul de larg pe această temă. And he says, imagine a triangle. Și spunea el, imaginați-vă un triunghi. Okay. So you have three corners. Un triunghi în care ai trei colțuri. One corner is God's justice. Unul dintre ele
justiția sau dreptatea lui Dumnezeu. The other corner is Job's righteousness. În cealaltă parte este neprihănirea lui Iov. And the third corner is the principle of retribution. Și celălalt este principiul retribuției. So God's justice, dreptatea lui Dumnezeu, Job's righteousness, neprihănirea lui Iov, and the principle of retribution. Și principiul retribuției. And what will happen now in the dialogue is that people will stand in one of the corners and look at to the other two. Ce se întâmplă în dialog este că oamenii stau într-unul dintre colțuri și se uită la celelalte două. And both of the others too cannot be true. Și nu pot fi celelalte două în același timp adevărate. So, for Job's friend, they stand in the corner of retribution. Deci, prietenii lui Iov stau în colțul acesta al retribuției. When they think about why has this happened? Când se gândesc ei la de ce s-a întâmplat ceea ce i s-a întâmplat lui Iov, they think Job must have done something to deserve this. Ei gândesc în felul următor: Iov cu siguranță a făcut ceva de a meritat lucrul ăsta. So he has done something evil and now it's retribution, his suffering. El a făcut ceva rău și acum ceea ce îi se întâmplă este nimic altceva decât faptul că este pedepsit prin suferință. And they start very mildly to suggest it. Încep într-un mod destul de așezat ca să sugereze lucrul ăsta. But I become tougher and tougher for each speech. Dar devin tot mai îndârjiți și mai îndrăzneți cu fiecare discurs. Confess, Job, you must have sinned. Mărturisește, Iov, trebuie să fii păcătuit. Mărturisește. Repent and receive forgiveness. Pocăiește-te și primește iertare. So, Eliphaz, in Eliphaz, chapter 22, he can say this. În capitolul 22 spune următoarele lucruri. 22 verse 4 and 5. Is it for your piety that God rebukes you and brings charges against you? Is it not your wickedness? Is not your wickedness great? Are not your sins endless? Pentru evlavia ta te pedepsește el oare și intră la judecată cu tine. Nu-i mare răutatea ta și fără de legile tare fără număr. So very tough accusation. Este o acuzație foarte grea. You suffer enormously much. Suferi enorm de mult. It means you have sinned enormously much. Lucru care înseamnă că ai păcătuit enorm de mult. So they stand in the corner of retribution. Deci stau în colțul acesta al pedepsei, al retribuției. And they look at God's justice. Și se uită la judecata lui Dumnezeu. You cannot question that. Lucrul ăsta nu-l poți pune la îndoială. Then you need to question Job's righteousness. Singurul lucru pe care îl poți pune la îndoială este neprihănirea lui Iov. What is Job's response to that? Care e răspunsul lui Iov la lucrul ăsta? He mourns the situation. Nu face altceva decât să deplângă o astfel de situație. So he's sad. Este trist. He claims his innocence. El vine și își afirmă inocența. Not in the sense of being sinless. Nu faptul că este fără păcat. But he actually swears an oath of innocence. El ce face este fapt că afirmă și face un jurământ de inocență. There's no big hidden thing that is the cause for this suffering. Spunând că nu există un lucru mare care să fie cauza unei astfel de suferințe. And gradually Job becomes more and more angry at his friends for their insensitivity. Și într-un mod gradual Iov devine tot mai mânios pe prietenii săi pentru lipsa lor de sensibilitate. And all the time he speaks to God. Și în tot acest timp el vorbește cu Dumnezeu. It's really interesting, his friends only speak to Job, never to God. Interesant, prietenii săi vorbesc doar cu Iov, niciodată cu Dumnezeu. But Job dialogues with his friends and with God. Dar Iov dialoguează și cu prietenii săi și cu Dumnezeu. And he continues to ask the question, why God has this happened? Și continuă să adreseze și să pună această întrebare, de ce, Doamne, s-a întâmplat lucrul ăsta? And in the end he wants a trial against God. Și în final dorește un proces cu Dumnezeu. So he accuses God for dealing unfairly with him.
și acuză cumva pe Dumnezeu pentru tratamente nepotrivite la adresa lui. The dialogue goes on and on and on between the three friends and Job. Dialogul merge la aproape la nesfârșit între cei trei prieteni și Iov. And in the end they have repeated the same arguments many, many times. Și în final ei au repetat, au reluat aceleași argumente din nou și din nou. So in the end none of them have anything more to say. În final niciunul dintre ei n-avea ceva nou de spus. Then a new person arrives, Elihu. Mai apoi o nouă persoană apare, și anume Elihu. He has listened to the dialogue and he is disappointed at the dialogue. A ascultat toată această discuție și este dezamăgit de acest dialog. And in chapter 32 he says this. Și în capitolul 32 spune următoarele. So these three men stopped answering Job because he was righteous in his own eyes. But Elihu became very angry with Job for justifying himself rather than God. He was also angry with the three friends because they had found no way to refute Job and yet had condemned him. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că el se socotea fără vină. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Elihu comes across like a young and a little arrogant man. Elihu trece înaintea noastră așa ca un tânăr puțin arogant. If one analyzes what he's saying, he's actually just repeating the doctrine of retribution. Analizând ceea ce spune, nu face altceva decât să repete doctrina aceasta a retribuției. But he has a new twist, you can say. Dar cu o nouă direcție cumva. The suffering reveals Job's self-righteousness. Suferința descoperă neprihănirea lui Iov. So it's a good thing it happens to him because it will help Job to avoid worse sins in the future. Este deci un lucru bun care îi se întâmplă pentru că îl ajută să evite păcate mai grele în viitor. But still the reason why Job is suffering is Job himself. Totuși, motivul pentru care suferă este el însuși. So, after those many, many chapters, there is still not a solution. După toate aceste multe, multe capitole, n-avem încă o soluție. Job accuses God. Iov îl acuză pe Dumnezeu. And wants a trial. Și își dorește un proces. His friends accuses Job. Prietenii săi îl acuză pe Iov. And then God breaks in. Și mai apoi intervine Dumnezeu. God starts to speak to Job. Dumnezeu îi vorbește lui Iov. And what God is doing in two powerful speeches is that God accuses Job's friends. Și ce face Domnul în două discursuri puternice este că îi acuză pe prietenii lui Iov. They have not spoken the truth about Job. N-au vorbit adevărul cu privire la situația lui Iov. And God actually affirms Job. Și Domnul îl ridică pe Iov. So Job is really thankful. Iov devine mulțumitor. If one studies the speeches, they are God's speeches. They are surprising. Studiind discursurile lui Dumnezeu, adresările lui Dumnezeu sunt surprinzătoare. There are two different there are two speeches from God's side. Cele două adresări ale lui Dumnezeu. In the first speech, God does not answer Job. În primul dintre ele Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov. God asks 77 new questions. Și Dumnezeu nu face altceva decât să adreseze 77 de noi întrebări. It's a little bit ironic. E oarecum ironic.
You have read so many chapters where people are asking questions. Pentru că ai citit așa de multe capitole în care oamenii au adus întrebări. And God shows up and everyone expects him to give the answer. Și Dumnezeu se arată și toți așteaptă ca Dumnezeu să dea răspunsul. But he gives them 77 new questions. Dar el ce face este că le dă 77 de noi întrebări. And all those questions is about the difference between God and Job in relation to creation. Și în toate aceste întrebări nu se vede altceva decât diferența dintre Dumnezeu și Iov în raport cu creația. Job, how smart is it to demand a trial against God? Iov, cât de înțelept este să ceri tu un proces împotriva lui Dumnezeu? How? What would happen if you have a trial against God? Ce s-ar întâmpla dacă ai avea un astfel de proces cu Dumnezeu? And God then invites Job on a world tour. Și mai apoi Domnul îl invită pe Iov la un tur al lumii. So he invites Job to travel all over the world. Îl invită pe Iov să călătorească pe întreg pământul. So Job can think about every aspect of the beauty of this world. În așa fel încât Iov să surprindă fiecare aspect al frumuseții lumii. The sun, the stars, the rain, the wind. Soarele, stelele, ploaia, vântul. The snow, the mountain, the sea. Zăpada, munții, marea. All the fascinating animals of the planet. Toate animalele fascinante ale planetei. And the question to Job is, can you create something like this? Și întrebarea către Iov este, poți tu crea ceva așa? Can you run and control a world like this? Poți să conduci și să controlezi lumea așa cum o fac eu? Come on, Job. Haide, Iov. If you have a trial against me and you win, dacă ai un proces împotriva mea și câștigi, then you are the one who is going to run this world. Can you do that? Cel care va conduce lumea. So in the whole speech, the huge difference between an infinite God and a small human being is emphasized. În tot acest discurs, diferența imensă între un Dumnezeu înălțat și un om în starea lui este accentuată. So that's the first speech, a world travel with Job. Asta e prima adresare, un tur în jurul lumii împreună cu Iov. Then there is the second speech. Mai apoi avem cel de-al doilea discurs. And then God focuses into a very playful presentation of two awesome, fearsome animals. Și mai apoi Domnul pune accentul pe două creaturi grozave. They are called Behemoth and Leviathan. Și de temut, Leviatanul și ajutați-mă cu al doilea, Behemothul. If you win the trial, Job, how will you handle those two animals? Dacă ar fi să câștigi procesul, cum le vei ține în stăpânire? They are obviously stronger than Job. Evident că sunt mai puternice decât Iov. So again, God's point is, is it really a good idea to have a trial against me? Din nou, ideea este, Iov, este o idee bună să ai un proces cu mine? Bible readers have of course been thinking about those two animals, Behemoth and Leviathan. Sigur că cititorii scripturii și cei care studiază scriptura s-au gândit la cele două animale, la Behemoth și la Leviathan. And there has been suggestions of a crocodile. Și au fost sugestii cum că ar fi un crocodil. Or a hippo. Sau un hipopotam. Or a dinosaur. Sau un dinozaur. But I don't think that's actually none of those are realistic scenarios. Cred că nu sunt scenariile cele mai realiste. It looks like they are mythological creations. Par creații mitologice. Because they have smoke and fire coming out from the mouth. Pentru că au fum și foc care ies din gura lor. And there are no animals with smoke and fire. Nu prea știm de unele care să existe. That goes both for animals we have today and for extinct animals like dinosaurs. Lucru valabil și în dreptul animalelor pe care le avem astăzi sau în dreptul celor care au fost care au dispărut.
So at least I have not been convinced that they are real animals. Cel puțin eu n-am fost convins că au un corespondent. It's more that the images that people had in their mind at that time, God is using them. Ci mai degrabă imagini pe care oamenii, la care oamenii s-au putut raporta și pe care le-au avut. Like today, where a lot of people have an image or have heard the concept of a multiverse. Cum astăzi oamenii au auzit de un de conceptul acesta de multivers. As if God would say to a person, could you run all the multiverses? Cum ar spune Dumnezeu astăzi unei persoane, putea tu conduce multiversul? And that is not a saying that there are any multiverses. Nici aș crede spune că ar fi asemenea lucruri. It would just be using an idea that people in our culture have. Ci a folosi o idee pe care oamenii din cultura noastră ar avea-o. To help person to understand how small we are in comparison to pentru God's power. Pentru a ajuta pe cineva să înțeleagă cât de mici suntem în comparație cu puterea lui Dumnezeu. Anyhow, it doesn't matter for the point of the book what these animals are. Prea puțin important care ar fi corespondentul real. After the speeches, după aceste discursuri, Job is really happy. Iov este bucuros. Why is he happy? De ce este bucuros? He has not had his questions answered. De ce este bucuros? Nu și-a avut întrebările răspunse. What makes Job happy is of course that God comes to him. Ceea ce îl face pe Iov bucuros este faptul că Dumnezeu vine la el. What a grace to meet God in person. Și ce har să-l poți întâlni pe Dumnezeu în persoană. And God speaks without accusing Job. Și faptul că Dumnezeu vorbește fără să-l acuze pe Iov. It means that the friend's accusations are wrong. Ceea ce înseamnă pentru el că acuzațiile pe care le-a primit din partea prietenilor sunt greșite. Job is acquitted. Iov este achitat. And God assures Job of God's sovereign power and wisdom. Și Iov și Dumnezeu îl asigură pe Iov de puterea și de suveranitatea sa, înțelepciunea sa. There's one thing that Job regrets. Un lucru pe care îl regretă Iov însă. And that is that he has accused God of being unjust. Este faptul că el l-a acuzat pe Dumnezeu ca fiind nedrept. In his pain he has said, you should know God has wronged me, God has denied my right. În durerea sa a spus, Dumnezeu mi-a greșit, Dumnezeu este cel care mi-a refuzat dreptatea, mi-a negat dreptatea. And he now realizes that he has made the same mistake as his friends. Și realizează acum că a făcut aceeași greșeală ca prietenii săi. The friends have talked about things they do not know. Prietenii săi au vorbit despre lucruri pe care nu le știau. They have said to Job, you have a sin in your life, but they don't know of any sin. Ei au spus, tu ai un păcat în viața ta, dar nu știau de el, de vreun păcat. They are talking about things they have no knowledge about. Vorbeau despre lucruri pe care n-au avut vreo cunoștință. And Job is saying to God, you have wronged me. Și Iov îi spune lui Dumnezeu, tu mi-ai greșit. But then he's talking about things he does not know. Dar vedem că vorbește despre lucruri pe care nu le cunoaște. He has made the same mistake as his friends. A făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o prietenii săi. And that is what he's saying himself. Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. So now Job starts to understand what we as readers of the book have known all the way. Iov începe să înțeleagă ceea ce noi, cititorii întregii cărți, știam pe parcursul citirii. Namely that there are more to life than what we see just now. Și anume că este mai mult cu privire la viață decât ceea ce vedem acum. Some of you may have wondered why didn't I say anything about what happened in heaven in the beginning of the book. You might wonder why I didn't say anything about what happened. S-ar putea ca să vă întrebați unii dintre dumneavoastră de ce n-am spus
același lucru despre cer în începutul cărții, descrierea cerului din începutul cărții. You know, we as readers, we are introduced to the accuser who comes before God. Ca cititori suntem prezentați, ni se introduce, ni se prezintă acuzatorul care vine în prezența lui Dumnezeu. And who challenge God. Și care aruncă o provocare lui Dumnezeu. And says, there is no one who really loves you. Și spune, nu există omul acela care să te iubească cu adevărat. And God says, but look at Job, he loves me. Și Domnul zice, uite-te la Iov, el mă iubește. No, he does not, says the accuser. Acuzatorul spune, nu te iubește. He loves just your gifts. Iubește darurile tale. You have blessed him. L-ai binecuvântat. So immensely, of course he loves you. L-ai binecuvântat într-un mod abundent, sigur că te iubește. Take away all his gifts and you will see his true nature. Ia-i darurile și vei vedea natura lui adevărată. But notice, we as readers know this, Job never had knowledge about it. Observați, noi ca cititori vedem lucrurile astea. Iov n-a avut cunoștință de ele. God did not tell Job that in the speeches. Dumnezeu nu i-a spus asta în nicio adresare. Edith Schaeffer, who was the wife of Francis Schaeffer, soția lui Francis Schaeffer, the well-known apologist binecunoscutul apologet, Switzerland. She was raised in China as a missionary child. A fost crescută în China, familie misionară. She tells about a specific Chinese theater. Și vorbește despre un anume tip de teatru chinezesc. Where you have two stages above each other. Unde ai două planuri suprapuse, două scene suprapuse. Some things happening on the lower stage and other things are happening on the upper stage. Unele lucruri, unele părți din act se întâmplau pe scena de jos, altele pe scena de deasupra. Those on the lower stage do not see what's happening on the upper stage. Cei de pe scena de jos nu văd ce se întâmplă pe scena de deasupra. But of course the audience see both stages at the same time. Dar desigur cei din sală văd ceea ce se întâmplă în același timp. And sometimes something is happened on the upper stage which affects events on the lower stage. Și uneori se întâmplă ceva în scena de deasupra care afectează ceea ce se întâmplă de desubt. And the audience knows and can see it, but the people on the lower stage have no clue. Cei din audiență văd lucrul ăsta și înțeleg și văd. Cei de scena de jos n-au nicio idee. This is the situation in the book of Job. Avem situația aceasta în cartea lui Iov. Job is drawn into a battle between God and Satan. Iov este cumva atras în această confruntare dintre Dumnezeu și cel rău. But he's not told. Dar nu este spus, nu i se spune. But he can win a victory for God. Poate să câștige însă o victorie de partea lui Dumnezeu by trusting God in that situation. Încrezându-se în Dumnezeu în acea situație. You remember the triangle? Vă aduceți aminte triunghiul despre care vorbeam? Job's friends, they started with the principle of retribution. Prietenii lui Iov au pornit cu acest principiu al retribuției. And then of course you cannot question God's justice. Și bineînțeles nu poți să pui la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. So they say Job's righteousness is the problem. Așa că spun, problema este la neprihănirea lui Iov. Job, he affirmed his own righteousness. Iov își susține propria neprihănire. He seems to accept the principle of retribution. Pare să accepte într-un punct principiul retribuției. So he starts to question God's justice. Și începe să pună la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. God, you are not dealing right with me. Doamne, nu te porți într-un mod drept cu mine. But in reality, it's the principle of retribution that should be questioned. În realitate însă principiul acesta al retribuției este cel care ar trebui să fie pus. It's the law of karma as they have it in Hinduism. Este legea karma așa cum este cunoscută în hinduism. That we always reap what we sow. Întotdeauna culegem ceea ce semănăm.
And the book of Job goes against the principle of retribution. Și cartea lui Iov merge împotriva unui astfel de principiu. There are other factors that come into play. Spunând că sunt și alți factori care intră în scenă și care iau parte la acțiune. The bigger picture, imaginea mai mare, means that we add two dimensions. Presupune să adăugăm două dimensiuni. What we learn from the book of Job is that there is a spiritual world. Ceea ce învățăm din cartea lui Iov este că există o lume spirituală. There is a battle going on between God and Satan. Este o luptă care se duce între cel rău și Dumnezeu. That affects what's going on in this world. Afectează ceea ce se întâmplă în această lume. We are not told the details, as Job was not told the details about this battle. Nu ni se spun detaliile, așa cum nici lui Iov nu i s-au spus detaliile. But we know it's there. Dar știm că sunt acolo. And therefore we know there's more going on than we have knowledge about. Și știm că este ceva mai mult decât lucrurile de care avem cunoștință. And the second dimension that is added is the future. Și cea de-a doua dimensiune care este adăugată este viitorul. What we are in the midst of now is not the final situation. Lucrurile în mijlocul cărora suntem acum nu reprezintă punctul final. That is of course the message at the end of the book of Job. Este mesajul sigur de la finalul cărții lui Iov. Job is restored and blessed again. Iov este restaurat și binecuvântat din nou. Because in the end, God will be shown to be both righteous and merciful. Pentru că în final Dumnezeu se va arăta ca fiind un Dumnezeu drept și în același timp un Dumnezeu plin de milă. Not for everyone the restoration comes in this life. Nu pentru toți restaurarea vine în această viață. But the message of the Bible is that everyone that belongs to God will be restored sooner or later in this life or in the next. Dar mesajul Scripturii este că toți cei care aparțin lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu în această viață sau în cealaltă, vor fi restaurați. So, we lack knowledge of the whole of reality. Deci ne lipsește această perspectivă a întregii realități. Therefore we do not have specific answers to all suffering in the world. Așa că nu putem avea răspunsuri specifice tuturor suferințelor din lume. But it's still not illogical for us to trust God. În același timp, nu este lipsit de logică din partea noastră să ne încredem în Dumnezeu. We know that God has full control. Știm că Dumnezeu este cel care are control deplin, total. God knows all the factors we do not know. Dumnezeu cunoaște tot ceea ce noi nu cunoaștem. And this of course follows from the difference between being a creator and being created. Și sigur că lucrul ăsta reiese din diferența dintre creator și creatură. Which was one of the main points of God traveling all around the world together with Job. Care a fost de fapt tot scopul călătoriei pe care Dumnezeu a făcut-o cu Iov în jurul lumii. So even though we don't have specific answers to all of the sufferings, we have a perspective on how to think about suffering. Deci chiar dacă nu avem răspuns la toate detaliile, iată avem o perspectivă a felului în care să privim suferința. The book also encourages to be really honest about what's happening. Cartea ne încurajează să fim foarte onești cu privire la ceea ce se întâmplă. It's really an open and honest and heart-wrenching story about suffering. Este o descriere onestă, deschisă, cât se poate de reală a suferinței. And Job is formulating his pain and all of his questions. Și Iov este cel care formulează toată durerea, o așează în cuvinte și întrebările sale de asemenea rezultă din această suferință. It's not the stoic attitude of just enduring evil. Nu e o atitudine stoică doar de a suferi răul, de a răbda răul. It's not the English stiff upper lip. Nu este o atitudine așa unui om brav fără să cedeze. Here is a person who both fears God
and is absolutely honest in his relationship with God. Este un om care în același timp se teme de Dumnezeu și în egală măsură este onest, deschis cu Dumnezeu. And therefore the encouragement to us here today is that we are called to trust God also in the darkness. Și încurajarea care reiese de aici este să ne încredem în Dumnezeu și în momentele, mai ales în momentele de întunecime. Even in the midst of suffering we can remind ourselves God has not abandoned us. Chiar și în mijlocul suferinței sau mai ales în mijlocul suferinței să ne amintim că Dumnezeu nu ne-a părăsit. There are more to the situation than I see right now. Și că sunt mai multe lucruri implicate în toată această situație decât pot vedea eu acum. And there is a restoration coming. Și există o restaurare care urmează. I don't know when. Nu știu când. But I know that it will come. Dar știu că va veni. Okay, that was a very quick overview, an attempt to an overview of the book of Job. Asta a fost o privire de ansamblu cât am putut de rapid peste ceea ce a fost capitolele cărții Iov. Which I hope is helpful for us when we wrestle with the question of suffering. Sper să ne dea un ajutor atunci când ne frământăm cu problema aceasta a suferinței. Should we take a few minutes if here's a question and objections? Dacă sunt întrebări pe care ați dori să le adresați, haideți să luăm câteva minute.